Sfânta Muceniță Iulia Fecioara 16 iulie, când perșii au luat Cartagina, slăvita cetate africană. Au dus în robie și o mulțime de robi. În acel timp, împreună cu alți robiți, a fost luată o fecioară mică, fericita Iulia, de care ne este nouă vorba, fiica unui bărbat vestit cu numele Analson, și au dus-o în Siria Palestinei. Acolo au vândut-o unui oarecare negustor care era de credință păgând, fecioara, deși era la stăpân necredincios, însă ținea cu tărie la sfânta credință cea întru Hristos în care se născuse și la obiceiurile cele bune creștinești, cu care se învățase de pe când era în scutece, ea adese ori se ruga și postea, ajungând la ani de săvârșiți își păzea foarte mult curăția sa cea feciorească, petrecând în înțelepciune și în multă înfrânare. Ea slujea stăpânului său cu credință, după cuvântul apostolului, în curăția inimii slujind, nu numai înaintea ochilor, precum fac cei ce caută să placă oamenilor. Ia, ca înaintea lui Dumnezeu făcea cu bună înțelegere toate lucrurile ce îi se porunceau și care nu erau potrivnice lui Dumnezeu și vieții ei cele înțelepte, iar cele ce erau potrivnice, la acelea nimeni nu putea sosilească o silească pe dânsa. Stăpânul ei o îndemna mult să se lepede de Hristos și să viețuiască în necurăție, după obiceiul lor cel păgânesc, dar cu niciun fel de îngroziri nu putea să o înduplece, pentru că Iulia era gata mai bine să moară, decât să se lepede de Hristos și să se lipsească de înțelepciunea sa. Stăpânul ei de multe ori a voit să o piardă, dar, văzând slujba ei credincioasă, o cruța, el se mira de obiceiul ei cel bun, de blândețea și răbdarea ei, de smerenia și de postirea ei cea mare, fiindcă el o vedea postind în toate zilele, afară de sâmbătă și duminică, vremea care îi prisosea din slujbe, nu o petrecea în deșert și în odihnă ci uneori în rugăciunii fierbinți către Dumnezeu, iar alteori în citirea cărților pe care le învățase din copilărie. Numai câteodată se odihnea în timpul nopții și totdeauna era galbenă la față și trupul îi era slab și obosit de osteneală și de înfrânare. De acest lucru stăpânul ei se mira foarte mult. Deci, văzându-o că petrece neschimbată în această hotărâre, a început a-i fi milă de dânsa, a o iubi și a o cinsti. Căci Dumnezeu, Privind cu milostivire spre Sfânta Iulia, plăcuta sa, înduplecă spre milă inima cea năsprită a omului celui necredincios, când era ea mai mult de 20 de ani, stăpânul ei, fiind negustor, a voit să plece cu multă marfă în Galia, pe mare. Deci, a luat cu sine și pe Iulia, credincioasa roaba sa de vreme ce vedea că averea lui se înmulțește prin mâinile ei, pentru că Dumnezeu a binecuvântat pentru dânsa casa acelui negustor, ca altădată în Egipt casa lui Putifar, pentru Iosif, de aceea, cu negustoria sa cea de mult preț, a luat și pe roaba sa care era mai scumpă decât toată negustoria, și a pornit pe mare, plutind pe lângă insula care se numea Corsica a stat acolo unde erau cetăți creștinești și păgânești. Deci, negustorul acela, când s-a oprit pe insulă, a văzut aproape de liman o adunare de cei de o credință cu el, făcând prăznuire și jertfezeilor. Atunci s-a dus la ei cu toți slujitorii lui și, cumpărând un vițel gras, l-a adus împreună cu ei jertfezeilor și au început a se veseli mâncând, bând și dănțuind. Iar Sfânta Iulia a rămas în corabie, suspinând din adâncul inimii și plângând pentru rătăcirea și pierzarea acelor oameni. Unul din adunarea aceea, mergând la corabie și văzând pe fecioara Iulia plângând și suspinând și aflând că este creștină, s-a dus și i-a spus mai mare lui acelei adunări, zicându-i deosebi, în corabia care a sosit aici este o fecioară, care hulește pe zeii noștri și defaimă jertfele făcute de noi pentru ei. Atunci Îndată, mai marele acelei adunări a zis negustorului ce venise din Palestina, pentru ce n-au ieșit din corabie la jertfe și la preznuirea noastră toți ai tăi, negustorul i-a spus că au ieșit toți, dar mai marele acela i-a zis, aud că în corabia ta este o fecioară, care bat jocorește pe zeii noștri și hulește numele lor, negustorul a răspuns, zicioare de roaba mea, pe aceea, cu niciun chip n-am putut să o întorc de la înșelăciunea creștinească și să o aduc la credința noastră, nici cu îmbunări, nici cu îngroziri. Și, de nu ar fi fost mie credincioasă și de foarte mare trebuință în slujbe, de mult aș fi pierdut-o cu diferite chinuri. Mai marele acelea a zis, acum sosilești cat, împreună cu noi. Să se închine zeilor și să se îndulcească de jertfă pentru aceasta, sau îți voi da în locul ei patru roabe de ale mele sau să-ți dau pentru dânsa prețul de argint. Numai să-mi o dai mie și eu voi sili să fie închinătoarea zeilor noștri, negustorul i-a răspuns. Ți-am spus că este cu neputință a osili pe dânsa la aceasta, căci mai degrabă va voi să moară, decât să se depărteze de credința sa, iar să-ți o vând. Nici aceasta nu este cu putință, căci chiar de ai voi să-mi dai mulți bani pentru dânsa, tot nu se aseamănă cu slujba ei, pentru că este foarte credicioasă. Și averile mele se înmulțesc prin mâinile ei, de aceea le-am încredințat ei pe toate atunci mai marele adunării, Sfătuindu-se în taină cu ai săi, au rânduit să dea pentru a aspeți o masă mai mare Și astfel au îmbătat foarte tare pe acel negustor care era stăpânul Iuliei După ce acela s-a îmbătat și a adormit și asemenea s-au îmbătat și toți cei ce erau cu el Atunci nelegiuiții păgânii acele acelei insule, alergând la corabie, au scos pe sfânta Iulia la mal și au pus-o înaintea mai mare lui lor acela a zis către dânsa, fecioară Jertfește zeilor, căci eu voi da stăpânului tău pentru tine prețul, câtva voi, și îți voi da și ție libertatea. Sfânta a răspuns, libertatea mea este ca să slujesc lui Hristos, căruia-i slujesc cu conștiința curată, iar de rătăcirea voastră mă mâhnesc. Atunci, mai marele acela a poruncit să peste obraz, dar mucenița zicea, dacă Domnul meu, Isus Hristos, s-a răbdat pentru mine lovire peste obraz și scuiparea feței sale, apoi oare nu voi răbda și eu aceasta pentru el, să se lovească pentru el obrazul meu, iar în loc de scuipări, lacrimile să curgă pe fața mea, atunci muncitorul a poruncit să o tragă de păr și, dezbrăcându-o, să o bată cu amar peste tot trupul, mucenița, fiind bătută, striga, pe acela îl mărturisesc, care a fost bătut pentru mine. Dacă stăpânul meu a răbdat cu nuna de spin și răstignirea pe cruce, se cade ca și eu, roaba lui, să fiu părtașă și următoarea patimilor sale ca să mă preamăresc cu el într un împărăția sa. Apoi muncitorul a poruncit să-i taie feciorescul ei piept, iar ea a răbdat cu vitejie, pentru dragostea lui Hristos toate acele cumplite chinuri, muncitorul, vrând să o piardă mai înainte de a se deșteptă din somn stăpânul ei, a poruncit să se facă îndată o cruce și să răstignească pe muceniță, ca altădată evrei i pe Hristos, Sfânta Iulia, împătimirea sa pentru Hristos. Era de o închipuire cu însuși Domnul Hristos cel răstignit, învrednicindu-se a fi răstignită pe cruce pentru el. Fiind spânzurată pe cruce și apropiindu-se de sfârșit, stăpânul ei s-a deșteptat din somn și, văzând o răstignită, s-a umplut de mare jale, dar nimic n-a putut să-i ajute pentru că mireasa lui Hristos era în cele din urmă răsuflări. Când sfântul ei suflet s-a dezlegat din legăturile trupești, s-a văzut de toți zburând pe deasupra capului ei o porumbiță mai albă ca zăpada înălțându-se spre cer. S-a văzut încă la dânsa de către cei ce o mungeau. Și o arătare îngerească, acea mare frică căzând peste ei, au fugit de acolo, rămânând numai trupul sfintei, spânzurat mort pe cruce. Dar Domnul Hristos nu a lăsat trupul singur, pentru că a poruncit îngerilor săi ca să-l păzească, până ce a rânduit să fie cinstita ei îngropare în chipul acesta. Nu tocmai așa departe de acea insulă, ce se numea Corsica, este o insulă mai mică care mai de mult se numea Mărgărit, iar acum se numește Gorgon. Acolo era o mănăstire de călugări, cărora, arătându-l îngerul, le-a spus despre sfânta muceniță Iulia și le-a poruncit să meargă repede cu corabia la acea insulă și să coboare de pe cruce mult chinuitul trup al sfintei mucenițe și, aducându-l în mănăstirea lor, să-l îngroape cu cinste. monahi intrând în corabie și ridicând pânzele, au pornit. Ajungând la liman, au găsit astfel după cum le-a spus ungerul Domnului, deci, coborând de pe cruce Sfântul Trup, l-au învelit cu pânze curate, iar pieptul ei cel tăiat l-au găsit lepădat puțin mai departe de ea, lângă o piatră și, luându-l, l-au lipit la locul lui ducând o în corabie, s-au întors cu bună sporire în mănăstire și au depus o cu cinstită îngropare în biserică, slăvind pe Hristos Dumnezeu, cel ce a grăit prin o sa, spre o nevoință mucenicească ca aceea. De la mormântul ei se dădeau tămăduiri de toate neputințele. Asemenea se făceau minuni și la locul unde a pătimit, înștiințându-se creștinii acele insule de pătimire a Sfintei. Au zidit o biserică în numele ei, în locul unde a fost răstignită. Biserica era mică pentru că și acel loc era mic. Din locul unde a fost aruncat pieptul ei, curgea de sub o piatră apă vie și dătătoare de tămăduiri. Căci toți și câți beau din această apă sau se spăleau cu ea, câștigau sănătate. Această minune se făcea din piatra aceea de sub care a curs izvorul în vremurile acelea, în toți ani, la ziua pomenirii ei. Izvora din ea niște sudori și picături de lapte și sânge, într-o mărturisire a și a mucenicii ei Sfinte Iulia care s-a albit ca un lapte de curăția fecioriei și s-a roșit cu sângele cel vărsat pentru Hristos. Unele din acele picături ce ieșeau din piatră, curgeau toată ziua, de dimineață până seara. Cei ce se ungeau cu acele picături, asemenea câștigau tămăduire, după ce au trecut mulți ani, biserica aceea care era zidită în numele Sfintei Mucenițe pe locul unde a fost răstignită, s-a învechit și începuse a cădea. Drept aceea, oamenii, pentru că acel loc era strânt, voiau să zidească pe un alt loc mai larg, nu departe de cel din tâi. O biserică nouă și mai mare, deci, ei au gătit pietrele, cărămizile, varul și toate celelalte spre zidire, ca a doua zi să pună temelia. Dar dimineață au aflat tot materialul acela, pietrele, cărămizile și celelalte la locul din tâi, unde fusese biserica cea veche și zidarii nu se pricepeau ce înseamnă această minune. După o vreme, le-au mutat iarăși pe locul celălalt, unde voiau să zidească biserica, dar iarăși noaptea s-au mutat de acolo la locul cel din tâi. Pozitorii de noapte au văzut o fecioară luminoasă într-un car cu boi albi, punând materialul cel pregătit spre acea zidire și ducându-l la locul cel din tâi. Atunci ei au cunoscut că Sfânta voiește ca biserica să se ridice pe locul său cel din tâi. Deci i-au făcut după bunăvoința ei. Se făceau însă și altă minuni în amândoi insulele, la Corsica și la Gorgon, până ce nu se luaseră de acolo cinstitele ei moaște și nu se mutaseră la Brizia. Dar, după mutarea moaștelor, poporul din Corsica, alergând cu credință la Biserica Sfintei. Nu se lipsea de ajutorul ei și oamenii se pozeau de năvălirile vrăjmașilor nerisipiți, cu sfintele ei rugăciuni și cu milostivirea Domnului nostru Isus Hristos, căruia împreună cu Tatăl și cu Sfântul Duh, îi se cuvine cinstea și slava, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.